Am aflat la sfârșitul săptămânii trecute de ce reprezentanții PSD și PNL nu se prezintă la ședințele Consiliului Județean. Acordă mult prea mult timp campaniei electorale a unuia dintre șefilor și nu mai au timp de problemele dâmbovițenilor. Cu treieră în lung și în lat, străzile municipiului distribuim pliante electorale cu șefulețul lor Țuțuianu, care la rândul său împarte cele mai ieftine flori de pe piață, tuturor celor care ies în cale, bărbați și femei deopotrivă. Tot am primit o floare de la domnul Adrian Țuțuianu. Mi-o dați mie. Da. Cum vi se pare această idee a domnului Țuțuianu? Nu sunt cu d-astea. Ziua, cu ce ocazie ați primit garofița? Mulțumesc, domnul Țuțuianu, dar nu știu exact pentru ce ocazie. Nu știți cu ce ocazie? Nu, sincer, nu. Oamenii trebuie să știe că USL-ul și-a desemnat candidatul la Consiliul Județean. A declarat mândru nevoie mare cel care zâmbea Ilieșian de pe sutele de pliante electorale împărțite prin Târgoviște. Deși până la startul oficial al campaniei electorale va mai curge multă apă pe Ialomița, Țuțuianu spune că va continua cu astfel de acțiuni, chiar dacă, din punct de vedere legal, lucrurile nu prea sunt în regulă. Despre acest ultim aspect îi lăsăm pe alții să se pronunțe, dar tare curios suntem să aflăm ce spun specialiștii în domeniu. Oamenii trebuie să știe că USL-ul și-a desemnat candidatul la Consiliul Județean. Câte flori ați distribuit astăzi și pliante? Cam câte așa, aproximativ? 5-600. Veți mai continua? Sigur. Când veți continua? Zilele următoare? Tot timpul. Este permanentă.